ziua și bine ați revenit la Prof Online. Și dragilor, să nu uitați să dați like sau share. Așa, ascultați îndemnul prietenului vostru, pentru că numai așa puteți sprijina acest proiect. Așadar, nu uitați să dați like sau share, da? Iar eventual să se uite la descriere, că acolo găsește exact cum să procedeze, da? Da. Hai să pornim repede la treabă, nu pierdem timpul, pentru că noi am făcut niște lucruri extraordinare. Spuneam lui Ștefi că data trecută am făcut niște lucruri atât de faine, așa de faine, încât parcă și acum mai ne-a rămas mintea acolo și mai trebuie să mai revedem un pic lucrurile acelea, da? Probleme foarte interesante de... Așa. Deci, voi nu aveți temă pentru mâine? Am făcut-o, deoarece am avut de făcut la mate doar un cop din hârtie sau carton. Asta a fost toată tema? Atât ați avut, da. Dar și nu ați avut lucruri mai interesante. Nu puteam atunci. Bun. Operații cu fracții. Pe urmă, divizibilitate. Așa. Probleme. Adică o să facem cum am făcut ieri? Sigur că da. Cere că când ne-aș dat dumneavoastră să adunăm? Sau așa, să găsim cel mai mic număr? Cel mai mic număr care să se împarte la toate, da? Da. Așa pornim repede. Vor fi niște lucruri atât de interesante. De fapt, ați văzut ieri, nu? Când ne-am întâlnit la... De ce vrei să... E deschis acolo? Da. Du-te să-l deschide, că n-are o saltă. Și acolo. Ai preocupări pentru partea asta economică, de economie, nu? N-are o saltă de un bec, atâta vreme cât nu-l folosim. Așadar, spuneam ieri că omul a fost pus în situația să lucreze și cu numere care nu sunt întregi. Jumătate de pâine, cum să o reprezinte. A găsit forma de reprezentare la jumătate. 1 pe 2, da? Deci 1 pe 2, jumătatea. Apoi 1 pe 4, în sensul că am împărțit pâinea la un sfert din pâine, nu? Deci, cel de jos îmi spune câte părți împărțim întregul, iar cel de sus îmi spune câte părți de cele luăm, nu? Când vorbim de 3 pătri, înseamnă că întregul este împărțit în 4 și noi luăm 3 din ele. Aș vrea să spuneți cât înseamnă 3 pătri din 12. 3 pătri din 12. Nu, lucrați acolo, 3 pătri din... Da? 3 pătrimi din 12 egal cu 9. Pentru că voi spuneți așa. 12. Faceți întâi 12 împărțit la 4. Așa este? Da. Și pe urmă înmulțiți, o folosim de acum punctul. Vreau să revenim la punct, da? Și pe urmă înmulțiți cu cine? Cu 3, da? 3. Și face 12 împărțit la 4, 3. 3 ori 3 egal cu 9. Eu am să vă arăt acum o altă șmecherie. Eu am să zic că este tot atât de bine cu 12, înmulțit cu 3 și împărțit la 4. Da, e aceeași chestie. Da. 12 ori 3, cât face 12 ori 3, fac 36. 6. Deci egal cu 36, împărțit la 4, care face tot 9. Vedeți, pentru prima dată ați sesizat că putem face asocierea altfel. Deci, este spectaculos aici. Aș vrea să scriu chiar așa. Deci, 3 pătrimi din 12 înseamnă mulțit cu 12. Deci, 3 pătrimi din 12 înseamnă... Doamna învățătoare v-a spus la școală că și voi ați reținut mecanic acest principiu. Adică, îl împărțiți pe 12 la 4 și luați câte? Luați 3 de aceste, da? 3 părți. Și voi așa ați reținut șablonul ăsta de lucru. Dar acum eu am să spun aici 1. Pot să spun pe 12 ca fiind o fracție.
Și uitați, egal cu, după cum am gândit noi aici, 36, de unde a ieșit? 3 ori 12, deci vine 3 ori 12, supra 4 ori 1. 4 ori 1. 3 ori 12 face cât? 3 ori 12 este egal cu 36, împărțim la 4 și egal cu 9. Dragi copii, dragilor, și nu numai voi care sunteți acum aici prezenți cei trei, v-am arătat acum o chestie spectaculoasă. Cum anume se mulțesc două, da? Cum se mulțesc două fracții? Cum se mulțesc două fracții? Se mulțesc numărătorii între ei și numitorii între ei. Rezultatul este perfect același, da? Nu știam cum se mulțesc două fracții. Deci, încă o dată, cum se mulțesc două fracții? Numărătorii între ei, ăia de sus între ei și numitorii între ei, da? Și asta 36 pe 4. Acum, în situațiile în care se poate face o simplificare, știți voi bine cum se face simplificarea. Deci, fracția asta este, nu este ireductibilă, este reductibilă, pentru că se poate împărți prin 2, dar chiar și chiar prin 4, nu? Da, da. Și dă rezultatul corect 9. Bun. Și prin 9 se poate. Prin 9 nu se poate. Că nu se poate. Da, dar 4 nu se împarte. 4 nu se împarte, da. Că noi vrem să se împartă și numărătorul și numitorul. Deci când o fracție este ireductibilă? Când nu se mai poate împărți, da? Iar reductibilă, deci ireductibilă, nesimplificabilă, când nu găsim niciun număr, că să împărțim și numărătorul și numitorul în acel număr, se cheamă atunci, este ireductibilă, nesimplificabilă, iar când se face, se cheamă că este reductibilă. În cazul de față, 36 pe 9 este reductibilă și am ajuns la 9 pe 1. Nu? 9 pe 1, nu mai are rost să pun numitorul 1. Hai să vă întreb încă o dată, cum se mulțește fracția 3 pe 5 ori 4 pe 7? Cât? Cu cine este egal? 3 pe 5 ori 4 pe 7? 3 ori 4. Așa, cum am spus mai devreme. 12 supra 5 ori 7, 35. Întrebare, este fracția asta reductibilă sau ireductibilă? Adică există vreun număr prin care să se împarte și numărătorul și numitorul? În afară de unul, ăla este impropriu. Este ireductibilă. Sigur, da? Numărătorul, da. Prin câte s-ar împărți? Care sunt 2, numările? 6. S-ar împărți 12, se împarte la 2, la 6 și la 3. Și la 3, da. 12 se împarte și la 3. Și la 4. Da. Deci, hai să spunem. Divizorii, așa să notăm, divizorii lui 12 sunt egal cu mulțimea formată din numerele. Deci divizorii lui 12 sunt 2, 6, 3, 4, 6. 2, 3, 4 și 6 sunt divizori proprii, se cheamă aici. Divizori. Poftim? Ce înseamnă divizor? Asta, un număr care să-l împarte exact pe 12. Da? Deci scriem în cuvinte. Divizor, să zicem așa, divizor este un număr care îl împarte exact pe altul. Pe alt număr. Da? Exemplu. În cazul nostru, pentru 12, 2, pentru 12, 2 îl împarte exact pe 12, adică 12 se împarte exact la 2, se da? Se numește și scăzător? Nu. Dacă îl împarte pe... Păi una să-l împartă și alta este, când zic scăzător, scăzător adică scazi din ceva pe altcineva. Descăzut este la început și scăzător este ăsta, da? Dar divizor... Divizor este un număr pentru un număr dat. Bun, oară, 35 ori s-ar împărți la... 35 s-ar împărți la 2? Nu. Când se împarte un număr? Atunci când numărul se termină cu 0, 2, 4, 6... Când numai sunt 4 la sfârșit. Când ultima cifră de aici este pară, da? Da, pară. Deci... Să notez aceste lucruri, da? Deci ai spus, ce este divizorul unui număr? Este un număr care
număr, da? Deci, în cazul exemplu, spui așa, exemplu. Pentru 12, da? Mulțimea divizorilor, mulțimea divizorilor este formată din 2, da? Din cine? Din 2, 3, de ce? De ce 2 este divizor, Ștefania? Pentru că se împarte... 12 se împarte exact la 2. Da, da. La 2, da? Până 3 este divizor? Da. Da. Dar 5? Nu. Nu este, că 12 nu se împarte, da? Deci 2, 3, 4 și 6. Se numesc aceste divizori proprii. Și 12. Da. Deci aș putea continua mulțimea divizorilor și cu... Și 12. 1 și 12, că se împarte și la 1 și la 12. Dar acestea se numesc divizori, divizori improprii. Adică nu sunt ca aceștia proprii lui, ci unul și el însuși fiecare număr la acceptă. Până la 15 și 1 și 15, până 23 și 1 și 23. Deci de ce să zic improprii? Că nu poți să spui că au sunt ca aceștia speciali, proprii lui. Numai 12 are pe aceștia. Da? Deci. Sau multiplu de 12. Încă o dată, insist. Deci, Ștefania, 12 pe 35 este nesimplificabilă. Pentru că 12 ar vrea să se simplifice, ar vrea să se împarte exact la 2, la 3, la 4 și la 6, da? Dar 35 are alți divizori. Care ar fi divizorul 35? Te rog să vorbești de tu, Ștefania. Adică, la cine s-ar împărți 35-ul? Cât ori cât se facă 35? La 5. La 5? La 7. Te? La 5 și 7. Da. Deci la 5 și la 7. Când împărțim la 5 ne dă 7, când împărțim la 7 ne dă 5. Da. Din ce motiv? Că 35 egal cu 5 ori 7, da? Da. Deci când pe 35 împărțim la 5, ne dă 7, când împărțim la 7, ne dă 35. Sigur că ăștia sunt proprii. Care ar fi improprii? 1 și 35. Da. 1 și 35. Acum, despre fracția asta, dacă am găsit unul comun, care să fie și sus și jos, l-am simplificat fracția pe numărul acela. Dar uite, 35 are numai 5 și 7, are? Iar 12 are 2, 3, 4 și 6. În concluzie, nu există un număr care să fie capabil să îl împarte și pe 12 și pe 35. Adică numărul, nu avem niciun număr, nu nimic, niciun divizor comun. Da? De acord cu asta. Deci asta mă face să spun că fracția este ireductibilă. Ireductibilă. Nesimplificabilă. Nesimplificabilă. Nu se poate simplifica. Așa rămâne. Da? E nesimplificabilă. Bunoară, dacă ar fi fost, Ștefania, dacă ar fi fost, să spun așa, 14 pe 12. S-ar fi putut simplifica. Am găsit un număr încât să-l împartă și pe 14 și pe 12. Da. Cât este? Poți spune 2. 2, că 2 prin 2. Din ce motiv? Că ultima cifră e 4 și 2. Când aici este numere pare, se împarte categoric. 14 se împarte prin 2 și ne dă 7. Și 12 se împarte prin 2 și face 6. Și așa am scris eu și tu. Deci 14 prin 12 este un exemplu de fracție. Ai scris-o și tu? Ea nu face acela. 14 pe 12 este o fracție, cum îi spunem noi?
Reductibilă, da? 14 cu 12, fracție reductibilă, pentru că ea a fost simplificată. Ea a putut. Și nouă ne place foarte tare, mai e cu ce fel de fracție să lucrăm. E reductibilă, mie e reductibilă. Nu îți place, că ai văzut că nu-ți numere bani, nici tu nu ești încântată, da? Deci totdeauna o să lucrăm cu fracții ireductibile. Deci fracții care nu mai pot fi simplificabile. Când le vedem, e un termen repede. Se poate simplifica fracția aceea? Dacă da, atunci o simplificăm până nu se mai poate, da? Da. Bun. Ia să vedem dacă fracția următoare, 20 pe 25, dacă ea este sau nu simplificabilă. Da. Împărțit 20 pe 25. Da. Împărțit 5. Este. Prin cât? Prin 5. Prin 5. Deci când ultima cifră e 5 sau 0, se parte prin 5. Într-adevăr. E de 4. 20 împărțit la 5 face 4. Și 25 împărțit la 5 face 5. Deci 4 pe 5. În loc să lucrăm cu 20 pe 25, lucrăm cu asta. 4 pe 5. Echivalenta ei. Da? Deci așa muncim și găsim totdeauna fracție de aceste ireductibile. Hai să mai mulțim fracția următoare. Astea două fracții. 3 pe 7 înmulțit cu 14 pe 6 egal cu? Egal cu 3 ori 14 supra 7 ori 6. Deci 3 ori 14, da? Supra 7 ori 6, da? Egal cu 42. 42 supra. Face sus 42 supra 7 42. Da, 42. Da. Și 42 împărțit 42 face 1. 1 în 3, da. Da, face 1 în 3, 42 pe 42. Poate fi împărțit la 2. Deci, s-ar fi putut împărți prin 2, prin 7, prin 3, da? Da. Prin 6. Prin 6, sigur că da, dar iată. Că deodată, deodată am zis exact chestia asta. Bun. Vreau să vă spun că înainte de a face mulțirile, putem face simplificările numărător. 3-ul ăsta cu 6 simplifică aici. Prin cât s-ar simplifica? Prin 3. 3 împărțit la 3 face 1. Și 6 împărțit la 3 face 2. 14 și cu 7, ea se poate simplifica. Prin 7. Și atunci 7 împărțit la 7 face 1 și 14 împărțit la 7 face 2. Da. Și iar 2 cu 2 s-ar putea simplifica, nu? Și rămâne 1, 1. Și acum 1 ori 1 face 1, 1 ori 1, 1, 1 pe 1, 1. Da? Deci, iată ce interesante lucruri. Deci, după ce le mulțim, nu le mulțim ca să pierdem timp, facem și mulțirea. Și rost are să mai facem înmulțirea când s-ar putea simplifica. Deci facem simplificările sus-jos. Între la cele două, la numărător și numitor. Și ne uităm. 3 cu 6, da. Fiindcă 6 se împarte la 3. Sau, dacă vreți, 3 împărțit la 3 face 1 și 6 împărțit la 3 face 2. 7 cu 14, da. Pentru că 14 se împarte la 7 și face 2. 7 împărțit la 7 face 1. În concluzie, rămâne 1 și răspunsul e corect. Dar mamă, ceva să vă spun. Nici nu fac mulțirea asta. Nici nu scriu așa. Mă duc aici și zic. 14 cu 7. Ia ce tare e chestia. 14 cu 7 și face 2. 3 cu 6 și face 2. Iar 2 cu 2 face 1. Și rezultatul este 1. Că rămas aici. 1 ori 1, 1. Și 1 ori 1, 1. 1 pe 1 și egal cu 1. Asta vreau să scriu și voi. Da? Vreau să scriu și voi. Lasă că am ieșit din cadrul, spui tu, da? Nu nimic. Vocea mea se aude, nu trebuie să fiu. Dragilor, insist. Lecția noastră, care o facem acum, poate fi urmărită de copii de începând de la 4-a până la 12-a. Pentru că sunt copii care ajung de fapt liceu și nu știu să adune două fracții, nu știu să mulțească două fracții. De simplu. E simplu, dar dacă ei m-au învățat la timp,
și nu li s-a explicat cu atenție. O să facem? Cum am făcut noi? Sigur că da, facem exact, dar numai să mai ai un pic de răbdare. Dacă îți pregătesc terenul, să îl pregătesc terenul, să fie și Ștefe în temă, da? Vreau să vă spun când cu ani în urmă am dat bacalaureatul, era profesor examinator la bacalaureat și am picat vreo 7-8 copii în serie pentru că le dădeam atât. Cât face 1/2 plus 1/2? Păi, e simplu. Este 2/2. Așa, că ai același 2 și unul și cu unul fac 2. Adică jumătate de măr. Și cu jumătate de măr este egal cu un măr, nu? Adică 2/2, care înseamnă 1. Un măr întreg. Dar cât scriu? Atât, așa făceam. 1/2 plus 1/2 egal cu 2/4. Aaa, adunam și... Asta făceam. Deci, de cum mă scriu? Le-ați dat chestia asta? Da, la bacalaureat, am dat asta. Dar cum? Atât de simplu? Așa de simplu, asta era întrebarea mea. Și cum le puneam întrebarea asta, ei mi-adunau 1 și cu 1 fac 2, 2 și cu 2 fac 4 și spuneam, mulțumesc frumos, la revedere, picat. 2. Da, ăsta era tot testul de la bucăruia? Păi, nu. Dacă nu știau chestia asta, eu nu mi-ai întrebat nimic. Pentru că îți trăgeau bilet pe vremea aceea, trăgeau un bilet și urmăreau, adică de pe bilet trebuia să-mi răspundă. Ce simplu era dacă ar fi fost. Și eu, pentru ca să pot discuția cu ei, vineam cu prima asta întrebare. Și erau nebunit, zice, băi, ursul ne întreabă, are o întrebare, o am picat în serie, 6 sau 7 oameni au picat în serie. Și întrebau, băi, până când s-au ieșit, păi ce întrebare întreabă? Băi, eu am întâmpene, zice, întreabă 1/2 plus 1/2. Și zice, eu am dat răspunsul, 1 și cu 1 fac 2, 2 și cu 2 fac 4. V-ați înțeles de ce insist până într-atâta? Deci dacă nu se fac lucrurile corect de la bun început și nu se înțeleg cum trebuie, ei nu înțeles că 1/2 înseamnă jumătate și cu o jumătate și dă întregul. Nici măcar n-aveau corespondentul ăsta din viața de zi cu zi. Ce înseamnă 1/2? O jumătate de pâine. Și cu o jumătate de pâine ai făcut o pâine întreagă. Mă, deci măcar asta nu înțelegeau. Deci de aceea lucrurile sunt foarte grave. Ei aveau și numărătorii între ei, numitorii între ei, știau la mulțiri. Când mulțim ăștia între ei și ăștia între ei, și le extinseseră și la adunare. Nu vreau să fie atenți când li s-au spus la momentul respectiv. Da? Deci, de aceea, insist, este foarte important ca la momentele acelea în care profesorul atenționează, să fim cu luarea minte, nu? Cum se spune la Sfânta Liturghie, să fim cu luarea minte, adică să fim atenți la ceea ce se spune acolo. Ca să păstrăm pentru totdeauna, pentru toată viața, lucrurile acestea care le spunem acum. Deci am spus că sunt copii care termină clasa a 12-a și nu știu operații cu fracții. Că ce operații m-am dus eu acum? Cum se adună două fracții? Cum se mulțesc, nu așa? Dar cum se scad? Păi la scădere ca și la adunare, numai că are minusul acela acolo în față. Noi am vorbit de asta. Da? E, haideți să mai vedem așa. Cât face, ia să vă spun, 3 supra 7 înmulțit cu 42 supra 9. Spuneam direct rezultatul, să spunem. 126 pe 126 supra 63. A zis 3 ori 2, 6, nu? 3 ori 4, 2. Deci 126 supra 63. Și așa să vedem, 126 supra 63 este reductibil sau ireductibil? Este reductibilă la 3, la 63. Da. Chiar la 63? Da. Chiar se împarte pe 63? Nu, că 126 se împarte exact la 63. Exact, pe 63. Și vine... Dar și la 2. 3 se poate. Sigur că da, dar am mers odată. Da, da. Totul, nu? Deci, și 1. Prin 2 și aici rămâne 1. 2 supra 1. Poți să fac desenul la 2 pe 1? Poftim? Poți să fac desenul la 2 pe 1? Desenul ăsta? Poate, 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 poate.
Desenul la 2 pe 1? Da, 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 adică, Hai să vedem. E mai aproape. Hai să vedem. Nu te supăra. E surioala ta. Băieții sunt destul de... Ia. 2 supra 1. Un dreptunghi. Încolo e scutat. Da. Așa e, nu? Și încă o ieși pe asta. Da. Nu știu, eu te aștept. De-aia n-am înțeles ce vrei să faci și... Am greșit. Da? Asta e 2 pe 2. Normal este, am uitat. Normal este un segment de dreapta. Așa. Ce înseamnă asta? Că luăm unul din doi. Luăm o parte din doi. Păi nu e adevărat. 1 pe 2 înseamnă o parte din două. Da. Dar 2 pe 1? Îți două? Și de unde? Sigur că da. Deci vedeți... Păi voi... nu așa ne-a dus la școală. Stai o secundă. Vă v-am spus așa. Dacă am un segment și vreau să reprezint o doime, o doime din el, adică îl dau în două și iau o parte din el. Asta înseamnă 1 pe 2. Da? Asta înseamnă o doime. 1 pe 2. Dar 2 pe 1, 2 supra 1 e altceva. 2 supra 1 sunt două pâini care, pe care vrei să le împarți unuia. Cât îi dai? Două pâini. Da? Deci am două pâini și vreau să-i dau lui Ștefania. Numai ei. Păi le dau pe amândouă. Tu o să mănânci altă dată. Deci am făcut bine. Deci tu ai zis așa două ori, doi împărțit la unu, amândouă sunt date respectivului, da? Deci doi supra unu faci doi, da? Cele două. Da? Dar unu supra doi, o pâine împărțit la doi, este ceea ce ai spus tu. Nici nu mi-e clar ceea ce ai spus tu aici. Haide să spun pe cea dreaptă că ai două jumătăți. Dacă nu le-ai luat separat, nu mi-e clar cum ai procedat aici. 2 pe 1 aici? Nu. Nu știu ce să spun. Mai bine facem așa. Adică ce am făcut aici? Le-am șters, da? Așa. Bine. Hai să mă întorc la ceva. Deci, cu fracțiile, sunt fracții de mai multe categorii. Ce părere aveți de fracția asta? Da. Notați-vă așa. Tipuri de fracții. Tipuri de fracții. Da. Tipuri de fracții. Supra-unitare. Echiunitare? Așa. 2. Echiunitare. Și subunitare. Și 3. Subunitare. Așa. Acum am văzut. Da? Supra-unitare, echiunitare și subunitare. Echiunitare este, de exemplu... Un întreg. Da. 2 pe 2, da. 3 pe 3. Da. Un întreg. Da? Deci echiunitare când numărătorul e egal cu numitorul. 2 pe 2. Care dau cu 3 pe 3. Care dau cu 4 pe 4. Și așa mai departe, da? Puncte, puncte. Deci numărător
egal numitor. Deci cât numărătorul egal cu numitorul. Înainte mi-era greu să le învăț, dar e simplu. Foarte simplu, deci echiunitare, supraunitare și subunitare. Supraunitare. Supraunitate, mai mult de o unitate. Cine poate să-mi dea un număr? Un număr, o fracție care să fie mai mult de 4 unul. 4 supra... 10 pe 5. 10 pe 4... 10 pe 100 pe 50. 100 pe 50, e mai mare ala de sus, da? Deci 100 supra 50. 6.835. Vrei să văd dacă știu să scriu, da? 3.000. Da? 433. 433 supra? 6 milioane. Supra 6 milioane, sigur că da. Este supraunitară că e mai mare numărătorul, da? Da. 6.835.433 supra 6 milioane este exemplu de fracție supraunitară. Poți să mai spun? 999.920. 911 supra? Supra 2. Supra 2, sigur că da. Sigur că da, e mai mare ăla de sus. E supra unitar. Deci tu alta. Echilată. Nu? Echilată. 50 pe 10. 50 supra 10. Care îi face cât? 5, nu? Da. Așa, alt exemplu. Încă unul? Da. Bine, bine. 70 de miliarde. Hai, mă, lasă-mă în rând, băi, că nu știu să scriu, bă. Nu știu să scriu miliardele? Nu știu. Nici eu nu știu. Bravo, 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 bravo. Vă spun eu? Da, 70 de miliarde, zic că tu chiar, tu mă faci de vaftă, ești pe stradă și spui, nu știe, asta de vorbă cu proful de mate, nu știi să spui 70 de miliarde, nu? 73 de miliarde. 73 de miliarde. Hai, mă. Sper să spun bine numărul. 73 de miliarde. 763 de milioane. 763 de milioane. 135 de mii. 135 de mii. 2. 2. 0, 0, 2. Supra. Da. Catralioane. Hai, lasă-mă, băi, dar când mă pui la încercă. Supra 1. Supra? 1. Supra 1. Hai, că asta e fracția... Poți să fiu și una, că nu știu cum face. 999 de milioane. 999 de milioane. 853 de mii. 492. Da, este fără discuție supraunitară, că e mai mare asta de sus, nu? 73 da. De miliarde. Așa, 73 de miliarde. Poți scrie și una, că nu știu cum se citește asta. 5 triliarde. Hai, hai, să vedem. 5 triliarde. E, bine, acum să fiu. Dar scrie, scrie așa. Unde sunt mie de triliarde? Robot de ăla. Trilioane. Hai, să vedem. Nouă, șapte, șase, trei, doi, nu, pune punct. 5, 4, 3, 2, 1. Hai să-l vedem. 0. Da. Deci pune mai și o dată 3, da? Da. Altă grupă de 3. Da. Altă grupă de 3. 9 miliarde, ce citesc eu, 9 miliarde, 876 de mii, 876 milioane. 542 de mii. 543. 243. 210. Da. Supra. Așa. 1. 1, păi, e numărul acela, e o fracție supraunitară, e drept așa, dar fără... Supra. 1.
1, 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 1
17, 18, 19. Da, este corect. Dacă mai puneam unul aici, dacă mai puneam era mai mare. Ăsta era mai mare. Deci 11 miliarde, 111 milioane, 100... Deci așa, aici. Așa. 1 miliard. A, 1 miliard, 111 milioane, 111.111. Așa. Ăsta este tot un număr supraunitar, o fracție supraunitară, da? Echi unitară putem acum? Echi unitară, ați văzut. Putem scrie, da. Ăla e egal cu ăsta. Și acum să ne ducem la subunitare. Adică, asta. De exemplu, cum ar fi 5 supra 2. 5 supra 2 e supraunitară. Da, când e mai mare ăla de sus, da. E supra 2. Eu pot să scriu? 10 supra 15. 10 pe 15. Deci 10 supra 15 este un model de fracție subunitară, dar este reductibilă sau ireductibilă? Este reductibilă. Reductibilă și se poate împărți prin 5 și ne ducem la egal la sa, care înseamnă 10 împărțit la 5, 2. Și 15 împărțit la 5, 3, da? 2 pe 3. Dau și un exemplu. Pofă, nu mai puneți pe Michi, că vă trec. Mă amețești el acolo, spune un număr de... Nu, haideți. Un amigă. Lasă-mă! Haideți! Ștefania, vreau să-mi dai un exemplu de subunitare. Scrie la tablă? Dacă vrei, te rog! Așa, subunitare. Un amică. 20 supra 400. Sigur că da! Este asta 20 pe 400 simplificabilă, ce zici? Da. Prin cât? Prin 2. Prin 10. Prin 2, chiar prin 10 deodată. Da. Cădem un 0 și la una și la alta, da? Da. Și înseamnă egal mai departe cu 2 supra 40. Da. Și dacă mai este simplificabilă, încă? 2. Prin 2. Da. Și sus și jos. Da. Prin 2. Și egal la asta, după simplificăm complet, este 1 pe 20. Pot pune un număr de mai mare. Este subunitar. Pot pune un număr. De aceea vreau, puteți să dea deodată 1 pe 20. E tot una, cum ai zis, 20. Pe 400. Pot pune și unul. Te rog, și tu, și pe tine, știi prin tine de scoate. Să scrii și Ștefi la subunitare exemplele. Da, am scris eu aici. Da, da. 20. 2985 supra 110. Dar ce fel este? Ce model ne-ai dat? Ce model de fracții mi-ai dat? Ce tip de fracții mi-ai dat? Am dat supraunitară. Supraunitară ai dat, sigur că da. Atunci... Băi, pune acolo niște cifre, de ce să ștergi? Iată ce mi-a făcut acum. A făcut o subunitară, da? A mărit pe ăsta. Deci dacă mărim numitorul, gata. Când devine mai mare numitorul, adică numitorul este supraunitară sau subunitară asta? Care? Asta este subunitară. Subunitară, da? Subunitară, adică mai mic decât unul. Da? E mai mică decât unul. Bun. Hai mă să vedem ce faci, mă. Mai mic decât infinitul ăla. Păi lasă! Am nevoie de spațiu, mă. Cum se citește numărul ăsta? Lasă, mai, bă, eu mă duc acasă. La nivel. Da, urât mai scris. Scrie numărul acolo. Știi ce facem, Ștefe? Spune că nu înțelegi din cifrele și nu puteam să-l da. Nu înțelegem cifrele, nu da. Putem. Ok, așa. 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 Ok. Da. Uite, seamănă cu mine. Da. Ai oprit, gata? Gata, gata. Nu, după ce nu mă vreau să le spui așa, dă-i exemplu de fracție subunitară. A, da.
El a pus undeva așa. O, glumesc. Un număr mic, foarte mic. Da. Cel mai mic număr pe care l-ai găsit. 7 ai pus acolo? Ala e 7. Păi cum face 7? Păi nu înțelegem ce număr ai scris acolo. Deci nu putem fi așa. Ai Așa. Compară chestia aia de sus cu 7 de jos. Ai. E frumos ăla de sus. Da. Că da. Să se mouă, să mă urăți. Așa. Deci trebuie să-mi dau frumos. Da, e okay, bun. Da. Deci... Vrei să-l citim? Da. Hai să citim. Pot citi? Da. 700 de milioane, 900 de... 700 de? De... ce? Miliarde. Așa, 700 de milioane, 943 de milioane, 434.999. Da. După 700 de milioane, 954 de milioane, 434.779. Întrebarea este sub unitate sau sub unitate? Deci, știu eu. Deci cum? Dacă este subunitar sau supraunitar? Subunitar. De unde ești, vă dați seama? Dar de ce altul... Acolo. Sigur că da. Nu știți numărul ăsta, vă știți altul. Lasă-mă. Ajunge, gata. Mai trebuie eu să scriu una. Da? Scrii imediat. Mai vreau cu 100. Ștefe, iată ce frâne-a făcut el. Egal, egal aici. Da. Egal, 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 da. Egal, egal, aici egal. Era... Și aici îl rupe, da? Da? Când a pus cifra asta mai mare aici, face de-asta altă și acolo, egal, egal. Da. Și aici, da, aici, da, aici. Da, 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 da. Da, da, da. Aici, aici, deci, asta era. Da. Deci nu mai avea important, deși eu pus mai mare ăsta de sus, da. Dar că aici se întâmplă la ordinul ăsta, e totul clar. Foarte tare numărul. Așa. Dar, prof, cum se citește numărul mai care, care aici în față, da, mai are... Mai frumos? Lasă-mă, gata, gata. Nu, dar vreau să-l citim. Dar nu știu. Îl scriu eu pe 7, că e un gata. Da, da. Da. Vreau să-l citim, prof. Păi să-l citiți pentru mine. Nu știu. Eu știu, eu știu. Nu înțelegem hieroglifele tale. 100 de... de milioane, 700 nu. De milioane. Nu știu, gata, mai învățăm data viitoare. Băi, dacă nu știu, nu știu ce vreți. Știți. Da. Haideți că pierdem timpul, copii. Hai să ne ducem la ceea ce ne-am propus noi. Au fost exemple aia foarte frumoase. Care am făcut-o noi ieri? Așa, așa, o să facem în genul ăla. Bun. De atenție, vreau să înțelegeți așa. Deci sunt trei categorii de fracții. Supraunitare, adică mai mare decât unul, mai mare ăsta de sus față de ăsta de jos. Echiunitare, egale, da? Și subunitare când e mai mare ăsta de jos. Numărătorul e mai mare. Împart la mai mulți și am mai puțin. Și atunci îi dau, nu îi mai dau un trei, ci îi dau mai puțin de un întreg, da? Asta se întâmplă în momentul ăsta. Și acum, haideți să facem operații cu fracții. Operații și ajungem și la probleme, da? Este timpul. Profu, operații, da? Cu hieroglife de-a lui Ricky. Da, da. Nu! Lumea, uitați-o peste fiecare se strecoară. Deci, atenție, haide ca să nu pierdem ora, copii. Suntem atenți, urmărim cu grijă. Cât e? 43. Da? Bun, bine. Haideți să facem așa. Vreau să adunăm pe 1 supra 3 plus 1 pe 4. Deci, la operații. Păi, eu pot eu să ia gazul să fii. Nu, fără de două. Fracții. Doamne, pot eu? Nu, pot eu. Da. Pot? Poftim. Hai să vedem cum face. Înmulțim pe 3 cu 4. Fracția asta o amplifică cu 4 și fracția cealaltă cu? Cu 3. 3. Și? Ne dă aici 4. 4 supra 12, că am amplificat-o cu 4, Ștefe, plus 3 supra 12. Am. E 4. Cum? Acum nu spun corect, dar spun așa, 4 supra 24. Nu, nu facem prezent, nu scriem prezent.
De ce 4? A, punem un singur... A, nu 4, 7. Punem, 7. Punem un singur numitor. 7 aici. 4 plus 3, nu? Și face egal cu 7 supra 12. Da. 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 Atenție, copii. Cu cubeu. Lasă-l. Cubeu? E afară, dar nu vine în mână. Da? Poți să mai să nu? Da. Nu avem timp acum. Hai. De curcubeu, da? Da. Sunteți atenți. Vă rog tare mult, hai să facem lecția frumoasă, că mai am făcut o reună lecție frumoasă. Dar ne și jucăm, dar facem o matematică de asta în care să ne deconectăm, da? Matematică cu joc. Așa. Deci o treime plus o pătrime înseamnă 7 doisprezecimi. Dar ca să putem aduna, ne gândim, mă, una are numitorul 3, alta 4 și nu se pot aduna. Trebuie să ajungem să aibă același numitor. Când au același numitor, se pune numitorul comun, Ștefi, și se adună 4 și cu 3, da? Da. Ei, și atunci a amplificat fracția asta, deci am luat-o pe 1 pe 3 și amplificând-o cu 4, am transformat-o în 4 pe 12, da? Și cealaltă pe 1 pe 4 am amplificat-o și am amplificat-o cu 3 și am ajuns la... Practic, am căutat între numele ăsta 3 și 4 pe 1, care se împarte exact. Urmăiești, mă, ascult-mă, să nu-mi întreb lecția, da? Deci, 12, am căutat cel mai mic număr care se împarte exact și la 3 și la 4. Se cheamă cel mai mic multiplu comun ăsta. Deci, cel mai mic număr care să fie atât de deștept încât să se împarte la cele două numere, nu este altul mai mic care se împarte și la 3 și la 4, decât 12, da? Și atunci, am aflat, împărțim pe 12 la 3, am aflat că trebuie să amplificăm cu 4 și de coace am aflat că trebuie să amplificăm cu 3, împărțim pe 12 la 4, am amplificat cu 3. Așa. Acum, cum facem următoarea? 1 supra, să spunem, 21 minus 2 supra 2 supra 24, atunci ar veni, dacă 2 pe 24 îl fac reductibilă, nu? 3 pe 24. 5 pe 24. 50 pe 24. 5 pe 24. Plus 7 supra 7 supra 63. 62. 63. Ne dați timp, da? Acum suntem în cel mai greu moment. Că e de-ați învățat. Da, bine, da. Ștefi, acum e problema dificilă. Căutăm un număr care se împarte exact și la 21, și la 24, și la 62. Deci 21 și la 24 și la 62. Aici e problema. Cine să se împarte exact? Eu acum. Tu lucrezi, da? Da. Dar lăsați-ne puțin. Mă las, sigur că da, că nu e simplu. Nici, dar nu spune chiar dacă de mine, da. Capul sus. Capul sus, sus. Cum este acolo? E destul de dificil. Da, nu. Să vedem, mă, da. Ștefe, să stau un pic de vorbă. Ștefe, vezi tu, problema e dificil acum. Noi căutăm un număr care se împarte exact și la 21, și la 24, și la 16. De ce zicem deoparte așa? 21, bă, de-acolo. Stai acolo. E 21, egal cu... E la 7. Da. 24 egal cu 3 ori 8. Da. 63 egal cu 7 ori 9. 3 ori 7 rămâne așa. Nu ai ce face. 3 ori 8, 3 ori. Dar nu poți să zici 2 ori 2, ori 2. 2 ori 2 face 4, 4 ori 2 face 8. Da? Da? De, 2, de 3 ori 3, 2. 2 ori 2, ori 2. 7
ori 7 nu mai poate fi scris ca altceva, înmulțit pe două numere. Da. Dar 9 poate să zici 3 ori 3. Okay. Și egal acum mai departe. Cu 3 ori 7, din coace vine 3 ori... Câți de-al de 2 este? 2 ori 2 ori 2. Se scrie ca fiind 2 la a treia. Asta e șmecheria mea. Deci ăsta de sus îmi spune de câte ori am întâlnit pe 2. Da? Deci exponentul se cheamă ăsta. Exponent ne indică de câte ori mulțim pe bază prin ea însăși. Prin ea însăși. Da? 2 ori 2 ori 2. Deci scrim aici 3 ori 2 la a treia. Și e egal acum cu 7 ori 3 ori 3, care înseamnă 3 la a doua. Ei, și acum numărul respectiv care îl căutăm noi este dintre 3, mai întâi cu 2 să luăm. 2 la, nu întâlnim decât o singură dată, 2 la a treia. Dacă am mai întâlnit al 2 la a patra, l-am luat pe acela. Îl luăm pe cel care are exponentul cel mai înalt. Cum e singură dată el, îl luăm pe el, 2 la 3. Ori, 3 la 2 îl avem aici, avem și aici. 3 și aici e 3. Îl luăm pe 3 la 2, că el este cel mai puternic. Ori, 7 aici, 7 aici. Nu este la 2 ca să-l iau pe el. Îl iau 7 la 1, 7 o singură dată. Și atunci, 2 la 3, cât am zis că face 2 la 3, face 8. E 2 ori 2 ori 2, 8. Ori 3 la 2 face 9, ori 7. Deci, sunt parte exact 8 ori 9, cât vine 8 ori 9, 72, ori 7, 7 ori 2, 14, 7 ori 7, 49, 50. 504 e numărul care sunt parte exact la 21 și la 24 și la 63. Ia în parte pe 54 la 21, la... Vedeți dacă sunt parte exact. Așa. Ați reușit? Nu, încă. Am făcut 24 cu 62, cum mi-a spus atunci eu, a făcut cea mai altă metodă. Mai degrabă faci altă metodă, că nu-ți dă. Merge foarte greu, așa. Cum am zis data trecută? Nu prea, că nu ai fost atentă. Acum ești atentă. Uite, vezi? Pe 21 îl scriem. Cât ori cât se facă 21? 21, 3 ori 7. 3 ori 7. Egal cu 3 ori 7. Dar putem scrie și altfel? Nu mai puteam. Păi alte două... Nu. Da. 24. Pe 24 îl putem scrie ca fiind? 24. Da. Ca fiind 6 ori 4. 6 ori 4. 6 ori 4. Și egal mai departe. 6 cum poate fi scris? 6 poate fi scris 2... 2 ori 3. 2 ori 3 fac 6. Da, 2 ori 3, numai că mă gândeam dacă poate fi și cum făceam eu. Cu exponent. Să vedem acum. Pe 6 îl scriem ca 2 ori 3. Și pe 4 îl scriem ca fiind 2 ori 2. Da? 2 ori 2. Și acum pot să fie scris 3-ul, care e o singură dată, ori 2, de câte ori îl întâlnim pe 2? 1, 2, 3. 2 la 3. Asta vrei să spui. Da. 3 ori 2 la 3. Deci, insist încă o dată. 24 este 6 ori 4, a zis ea. Putea să fie și 3 ori 8. Și 3 ori 8. Dar tu ești 6 ori 4. Am fost, m-am mers pe mâna ta. 6 ăsta e 2 ori 3. 4 e 2 ori 2. Și acum număr de al de 2 câți sunt? 1, 2, 3. Și zic 2 la a 3-a. Iar 3-ul, care este o singură dată, scriu 3 ori 2 la a 3-a. Asta este 24. Așa se scrie 24 ca un produs de numere la diverse adică numere. Adică ar fi 6 la a 3-a? Nu! Nu, că nu, ăsta nu-i 3. N-are și el 3 aici. Nu se poate mulți 3 cu 2. Se mulțește după ce ridicați pe ăsta la a treia. 2 la a treia face 8, 3 ori 8, 24. Deci n-ai voie să le mulțești așa, adică dacă ar avea același exponent, o să vă discutăm. Profu, da? Ați găsit cumva numărul? Da. Numărul este cumva
10.416? Nu! No. Nu! No. Uite, 24. Cine urmează acum? 21. 21 am văzut, 24, 62. 62. Ah, 62, atenție, 62. Putem să scriem cât oricât. Eu am zis 63 acolo. 62. Dar zic ăsta 64. Ai spus 62. 62, corect. 62 s-ar împărțit ca fiind 2 ori 31. Da, da. 2 ori 31. Deci egal cu 2 ori 31. Îmi pare rău acolo, Ștefi, eu am greșit. Știi de ce? Că am zis, am gândit că e 63. 63 e 7 ori 9. Da, 62 a fost. Da, așa a fost dat. Și acum, să scriu una sub alta, numele și ăsta. 21 egal cu 3 ori 7, da? Face toată lumea așa. Deci 21 e 3 ori 7. Da. 24 este egal cu cine? Cu 2 ori 31. Dar e 2 la puterea 3. Cine? E 2 acolo. 24, pardon, nu, 24 am scris eu greșit. 24 este egal cu 3 ori 2 la 3. 3 ori 2 la 3, corect. Și 62 este 2 ori 31. 2 ori 31. Da. Le-ai scris pe toate 3? Așa le vreau scrise deoparte. Deci 62 este 2 ori 31. 21 e 3 ori 7, 24 e 3 ori, ori 8, dar 8 e 2 la 3. 56. Mai rămâne un pic ca să-l scriu. Ok. Ei, poți să oprești și să... Publicitate!